Sărbătoarea Comunei Bârsana va începe sâmbătă, când vor avea loc inaugurarea terenului de sport cu un meci de fotbal între generația 80-90 și generația actuală, dar și o prezentare de carte despre comună, atestare documentară și personalități. Întâlnirea cu fiii satului va avea loc în atât sâmbătă cât și duminică. Sâmbătă ne-am propus să inaugurăm terenul sintetic oficial, în cadrul căreia se va oficia o slujbă. După aceea va avea loc o lansare de carte legată de Bârsana, de localitatea Bârsana, cât și după care va avea loc un joc în centrul localității aici, sâmbătă seara. Iar duminică, bineînțeles, atât sâmbătă și duminică avem pregătiți pe o surpriză pentru toți copiii din localitate și toți cei care vor veni să participe la acest eveniment. Vom avea un spațiu special amenajat de joacă pentru ei. Duminică, fiii satului Bârsana sunt invitați să participe la Sfânta Liturghie și la Parada Portului Popular, cu plecare de la Biserica Monument UNESCO de pe dealul Jbâr. Apoi, pe scena din centrul comunei, vor avea loc discursurile oficialităților și un program artistic. Vom participa cu toții la Sfânta Liturghie, toată comunitatea, toți bărsăneștii, toți cei care s-au reîntors acasă în concediu, pentru că suntem în perioada concediilor și aici, când spun, mă refer la cei care sunt plecați în străinătate. Și după care vom începe cu alaiul de căruțe și călăreți și parada portului popular. Iar începând cu ora 13:30, aici pe scena din centrul localității, va avea loc acel spectacol. În cadrul evenimentului vom premia meșterii populari, vom premia pe cei care au participat în acest proiect în care ne-am înhămat, și anume România Remarcabilă, un proiect foarte frumos în colaborare cu Ministerul Culturii din România și, bineînțeles, Ministerul Culturii din Franța. Avem un număr însemnat de participanți și dorim să îi recompensăm oarecum cu această ocazie pentru efortul care l-au depus și pentru tot ceea ce fac ca tradițiile și obiceiurile noastre din Bârsana să rămână neschimbate. Avem un program artistic, vom avea artiști din Maramureș, vom avea artiști din Bârsana, vom începe cu grupul nostru, ansamblul folcloric Iza de copii din Bârsana, împreună cu Anastasia Oprișan, iar în continuare vom avea interpreți de muzică populară din Maramureș, dar și prezența lui Aurel Tămaș este o noutate pentru noi. Evenimentul se va încheia cu o petrecere în aer liber.